Mulțumim pentru interesul arătat pentru întâlnirea de astăzi. Chiar au venit mai mulți colegi, dar încercăm să ne încadrăm în numărul de locuri stabilit. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați înțeles importanța protejării proprii, dar și pentru cei din jur. Felicitări ca atitudine și implicare și așa cum spunea domnul președinte al filialei Neamț PNL, domnul Mugur Cosmanciuc, ne propune să începem activitatea de astăzi. Domnul prim-ministru al României și președinte al Partidului Național Liberal Ludovic Orban este pe drum. Va ajunge cu un pic de întârziere și atunci, pentru a salva timpii, ne-am propus să transmitem deja mesajele pe care le avem. Pentru aceasta, vă rog să-mi permiteți să vi prezint pe cei care deja sunt la masă. Sigur, domnul președinte Mugur Cosmanciuc, președintele filialei, colegul meu din Camera Deputaților, nu are nevoie nicio prezentare, îl cunoaștem și este candidatul nostru la funcția de președinte a Consiliului Județean și nu doar candidatul, ci și viitorul președinte a Consiliului Județean. Mulțumesc. Mult succes în noua activitate! Doamne ajută, mulțumesc! Domnul Leonarda Chiriloae, candidatul nostru la primăria municipiului Roman și nu doar candidatul nostru, ci viitorul primar al municipiului Roman, un om implicat, dedicat, care va continua ceea ce am început în 2008. Și sigur, domnul senator Eugen Țapu, nemțean, domiciliu în Roman, activitate în piatra, activitate guvernamentală și parlamentară în București, deja cunoscut dumneavoastră și cu voia dumneavoastră chiar am să-i dau cuvântul pentru a vă adresa mesajul și salutul domniei sale. Domnule senator, vă rog. Mulțumesc, domnule Laurențiu Leoreanu, vă salut, dragi colegi și prieteni liberali. Vă spun doar atât. Numărătoarea invers a început. Peste exact 7 zile îl vom trimite pe baronul roșu Ionel Arsene acasă. Bravo! Vom începe să dăm un nou sens multor comunități din județul nostru și când mă refer la un nou sens, mă refer la dezvoltare și modernizare, la respect pentru oameni, la chibzuință, și vă anunț că vom câștiga Romanul la o diferență mare în fața PSD-ului și vom avea și majoritate în Consiliul Municipal Roman, iar Leonarda Chiriloae va fi cu siguranță viitorul primar al Romanului. La Neamț, dragii mei, ne luptăm cu un baron roșu, omul de casa lui Liviu Dragnea, un om căruia nu i-a păsat și nu-i pasă de oameni, un om care are un singur scop, să rămână cu orice preț la putere, pentru ca să semneze milioane și milioane de euro, care să le dea firmei lui Cumătru și de acolo se întoarcă o mare parte din bani în buzunarele personale. Eu vă spun, am cunoscut de-a lungul timpului mulți oameni politici, atât la nivel local cât și la nivel central și de toate culorile politice. Dar cu mâna pe inimă vă spun că nu am cunoscut un om politic mai needucat, mai grobian, mai mincinos, mai cinic și mai lacom decât acest Ionel Arsene. De-aia va trebui ca pe 27 septembrie să-l trimitem acasă cu gașca lui cu tot. Pentru că nu putem să dezvoltăm județul Neamț, nu putem moderniza cu astfel de indivizi lipsiți de educație, lipsiți de 7 ani de acasă. Noi, liberalii, avem cei mai buni candidați și cele mai puternice echipe în spatele candidaților. Și vă spun că județul Neamț are nevoie de oameni tineri. Avem aici cu noi un tânăr de 42 de ani, președintele Partidului Național Liberal Neamț, Mugur Cosmanciuc, care va fi președintele Consiliului Județean Neamț începând cu 28 septembrie. Și vă spun asta pentru că vom câștiga atât Romanul, cât și peste 40 de localități din județul Neamț. Iar Mugur Cosmanciuc, care este un tânăr
cu putere de muncă, un om, un familist convins, un om onest, un caracter adevărat care întotdeauna își ține cuvântul dat, dar mai ales un vizionar care are vocația dezvoltării și modernizării județului Neamț, va fi viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț. Astfel, împreună cu Leonarda Chiriloae, împreună cu candidații noștri care vor câștiga cele peste 40 de primării, vom dezvolta județul, pentru că noi, nemțenii, nu suntem cu nimic mai prejos decât ardelenii, de exemplu. Domnul Arsenea asta, că revin la el, n-am obsesii, dar revin la el, știți câte fonduri europene a tras în ultimii 4 ani? Fabuloasa sumă de 1,3 milioane de euro. Adică mai puțin decât Comuna Moldoveni, mai puțin decât Comuna Dumbrava Roșie, iar comparativ, să vă spun că numai Clujul a tras aproape 1 miliard de euro, Bihorul 800 de milioane de euro, Alba Iulia peste 600 de milioane de euro. Păi ce vin avem noi, nemțenii, că am fost blestemați cu astfel de conducători? De aia vă rog să aveți încredere și să aveți convingerea că Partidul Național Liberal va câștiga aceste alegeri. Am câștigat alegerile europarlamentare, am câștigat alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis este președintele României din partea Partidului Național Liberal. Vom câștiga alegerile din toamnă, pentru că toate sondajele, toate cercetările sociologice ne dau cu minim 15% în fața PSD-ului. De aia trebuie să întregim lanțul și să-l întregim cu Consiliul Județean și cu cât mai multe primării pentru a reuși să dezvoltăm în sfârșit și Moldova noastră și județul Neamț. Eu vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți romașcanii. Mulțumim frumos, domnule senator. O radiografie, zic eu, fidelă a situației în care se află județul Neamț. Și cu voia dumneavoastră, vă rog să-mi dați voie să-l prezint pe Leonarda Chiriloae, candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Roman. Un om aflat în deplinătatea maturității, a o vârstă 47 de ani, un om căsătorit în Roman, cu doi copii, soția care lucrează în Roman. Domnul Leonarda Chiriloae a absolvit Facultatea de Științe Economice din Iași, ulterior Universitatea de Medicină, Stomatologie și Farmacie, master în managementul instituțiilor publice, a lucrat 10 ani în mediul privat, ajungând până la nivel de conducere în bordul companiilor, director economic în companie străină, în companie românească, ulterior director economic al Spitalului Municipal de Urgență Roman, un om care s-a implicat în a rezolva problemele din spital, a preluat spitalul cu o datorie de circa 100 miliarde de lei, a reușit în cei 10 ani să echilibreze bugetul, lăsând bugetul pe plus și să modernizeze toate secțiile din spital. A coordonat proiecte europene în cadrul spitalului, a dotat spitalul cu centrală, a dotat spitalul cu panouri solare, a dotat spitalul cu metode alternative de încălzire, puțuri la mare adâncime și pompe de căldură pe fonduri europene. Are două proiecte a cărui părinte este centru imagistic, un centru care va fi dotat cu aparatură de ultimum standard și o să vă vorbească domnia sa despre acest lucru, pentru că știe mai bine decât mine. Și de asemenea, centrul de sterilizare a spitalului, un proiect pe fonduri guvernamentale, împreună cu care am făcut demersuri pentru că acest proiect să fie cât mai repede adoptat. De asemenea, o să vă vorbească tot domnia sa, pentru că cunoaște foarte bine acest proiect, fiind părintele lui. Deci un om care a lucrat în administrația publică, un om care a lucrat în fonduri europene, un om care a lucrat în mediul privat, iar de 7 luni este în Guvernul României, este ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și în această perioadă scurtă a reușit să deblocheze câteva proiecte care erau înghețate, înlemnite sub administrația PSD. De asemenea, domnia sa o să vă vorbească, pentru că aceste lucruri le știe foarte bine, sigur mult mai bine decât mine. Recomand, pentru că este un om onest, este un om de caracter, este un om implicat și dedicat. Este un familist convins, este un bun creștin, este un romașcan plămădit în acest
acest pământ, s-a format aici, a trăit aici și a format o familie frumoasă aici și de asemenea locuiește și în continuare are de gând să locuiască în municipiul Roman, un om care este legat de acest ținut, un om care a dovedit caracter, pentru că de-a lungul timpului din 2006-2007, de când facem echipă împreună, am putut să-mi dau seama de caracterul domniei sale, fiind în anumite momente când chiar a știut să accelereze pe anumite proiecte sau chiar să decelereze pe anumite locuri și să facă un pas în lateral atunci când interesul partidului a cerut. De aici se denotă caracterul, de aici denotă implicarea, onestitatea și demnitatea. Doamnelor și domnilor, Leonard Achiriloae, viitorul primar al municipiului Roman. Mulțumesc, domnule deputat. Bine vă regăsesc pe toți, prieteni dragi liberali. Cu câteva zile înainte de finalizarea acestei campanii electorale, nu tocmai simple, și pentru acest lucru vă felicit pe toți pentru implicare și pentru devotamentul dumneavoastră. Și pentru că suntem astăzi aici la Roman, aș vrea să vă spun faptul că Romanul are șansa ca în perioada următoare să fie într-adevăr un centru dezvoltat în această regiune a țării. Însă acest lucru nu se poate face doar cu implicarea noastră, doar cu datorită faptului că Romanul este foarte bine așezat geostrategic sau că este conectat la rețele de infrastructură. Lucrurile acestea, această dezvoltare se poate face și cu sprijinul și nu doar cu sprijinul guvernamental. De aceea astăzi urmează să avem alături de noi pe premierul României, domnul Ludovic Orban, care ne dă semnalul faptului că o comunitate reprezentată de oameni performanți, de oameni dedicați, are întotdeauna sprijinul guvernului și sprijinul autorităților naționale. Vreau să vă spun faptul că, așa cum știți din așa zisă piață a politicii, în momentul de față sunt candidat cu șanse mari să fiu primarul municipiului Roman. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Un primar nu poate face singur toate treburile. De aceea vreau ca dumneavoastră, cei care sunteți alături de mine, militanții noștri, cei cu care suntem în tranșeele politicii, să aveți în vedere următorul lucru. Să mergeți direct la oameni, direct, cum îi spunem noi, la firul ierbii și să le transmiteți oamenilor următorul aspect. Că un primar trebuie să aibă alături de el o echipă competentă, o echipă care poate construi, o echipă cu viziune, o echipă dedicată. Doar așa se poate așeza Romanul pe direcția dezvoltării. Iar noi, Partidul Național Liberal, avem astfel de oameni în echipă. Avem oameni performanți și avem oameni care merită să fie în echipa de conducere a Romanului ca să dezvoltăm această comunitate. Deci, de aceea vă rog, mergeți și transmiteți-le tuturor, prietenilor, rudelor, colegilor de serviciu, oamenilor care vă întâlniți, că avem nevoie, alături de primar, să avem și o majoritate PNL în Consiliul Local. Astfel, vom avea șansa de a dezvolta proiecte importante pentru Roman. Știți foarte bine, când nu am avut o majoritate în Consiliul Local, proiecte importante au fost tărăgânate datorită acelor jocuri de culise politice și biblioteca, de exemplu, biblioteca municipală a avut nevoie de 2 ani pentru a putea fi dată în reabilitare. De aceea este foarte important acest lucru și vă rog pe dumneavoastră să transmiteți acest mesaj tuturor romașcanilor și nu numai. Mai avem nevoie clar de un președinte de Consiliu Județean care să ne sprijine, care să fie apropiat Romanului, care să conștientizeze care sunt prioritățile și nu să stăm să pierdem anumite priorități din vedere sau anumite oportunități să treacă peste noi și noi să rămânem indiferenți. De aceea, domnul Mungur Cosmanciuc este președintele de care Romanul are nevoie. Și la fel ca și mine, dumnealui în calitate de președinte are nevoie de o majoritate în Consiliul Județean. Astfel că toți trebuie să fim conștienți că doar votând Partidul Național Liberal pe toată linia, primar, Consiliul Local, președinte de Consiliul Județean și Consiliul Județean, putem asigura dezvoltarea comunităților noastre. Doar așa vom putea primi un sprijin guvernamental eficient, vom avea deschidere
și doar așa vom putea construi viziunea și vom avea o viziune de dezvoltare a comunităților noastre. Am vorbit foarte des în campanie de prioritățile noastre, de proiectele noastre mari. Într-adevăr, avem proiecte ambițioase pentru Roman. Cum spunea domnul deputat, am demarat câteva proiecte alături de colegii mei la Spitalul Municipal de Urgență Roman, proiecte importante. Proiectul meu de suflet, acel centru imagistic, care va fi o dezvoltare, o extindere ambulatorului de specialitate dotată cu aparatură de înaltă performanță, tocmai pentru ca noi, romașcanii și nu numai, și toți ceilalți din zona metropolitană, că sunt aici colegii mei din Roman Metropolitan, să beneficieze de investigații de înaltă performanță, să poată fi diagnosticați și să nu mai fie nevoie ca ei să meargă în alte centre universitare pentru a putea fi diagnosticați și tratați. Sunt lucruri care le-am făcut cunoscând faptul că acolo unde trebuie sau unde sunt la momentul respectiv trebuie să-mi fac datoria cu demnitate, cu profesionalism și în sprijinul oamenilor. Sigur, am fost câteva luni, așa cum spunea și preciza foarte bine domnul deputat și ministrul secretar de stat, la fel am încercat și acolo să-mi fac datoria pentru comunitate și pentru județ. Astfel am reușit cu semnătura mea să scot avizul pentru demararea proiectului de amenajare a falezei râului Moldova. Un proiect care îl avem plămădit, să spun așa, din 2014, făcând parte din strategia de dezvoltare a municipiului Roman. Iată că astăzi avem acest aviz și vom putea demara procedurile de proiectare pentru amenajarea unei faleze moderne, așa cum vedem în orașele moderne, chiar din România sau din afară, cu zonă de pietonal, cu piste de alergare, cu piste de biciclete, cu zone de relaxare, cu mobilier modern, stradal și cu iluminat ecologic și eficient. Sigur, pentru cei din zona Gdinț, le-am și spus când am fost la ei într-o întâlnire, că am readus pe masa guvernului proiectul de finalizare a digului de la Gdinț, care era de peste 10 ani uitat în sertare și nimeni nu se uita la el. Astfel că în momentul de față a fost trecut prin Comisia Tehnico-Economică de la Minister și urmează să se întocmească proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru a se putea reanaliza și revizui acel proiect și a se putea proiecta. Sigur, și alte zone ale județului Neamț au fost în atenția mea cât am fost ministru secretar de stat. E vorba de Valea Bistriței, unde sunt probleme foarte mari în zona Borca, unde am încercat și am reușit să rezolv probleme stringente cu care cei de acolo au venit la mine și mă bucur că am reușit să fac acest lucru. Știm cu toții că proiecte pentru Roman sunt multe. Avem în vedere reabilitarea rețelelor de apă și canal. Avem în vedere dezvoltarea învățământului în Roman, infrastructura școlară de modernizat, de dotat infrastructura școlară. Dorim să revigorăm sportul romașcan, să reabilităm bazele sportive și să aducem un suflu nou mișcării sportive în Roman și, de ce nu, vrem să înființăm o nouă echipă de fotbal aici la Roman. Sunt condiții absolut necesare pentru o dezvoltare sănătoasă, că așa cum știm cu toții, o minte sănătoasă nu poate fi decât într-un corp sănătos și de aceea ne dorim să avem în vedere aceste aspecte. Dar toate aceste proiecte și multe din proiectele majore, dacă vreți să vorbim foarte clar, când ne referim aici poate la pasarela care se proiectează de trecere peste calea ferată, că e vorba de amenajarea falezii, de infrastructura de apă și canal, de Casa Sergiu Celebidache, sau trebuie să avem în vedere următorul lucru. Aceste lucruri se pot realiza doar dacă avem un primar destoinic și eficient, dacă avem o majoritate în Consiliul Județean, dacă avem un președinte la Consiliul Județean și o majoritate la Consiliul Județean. Astfel vom avea cu toții sprijin guvernamental, fonduri alocate și atunci administrațiile liberale vor fi eficiente și eficiente în sprijinul cetățenilor lor. Eu sper că veți putea și veți avea tăria ca încă cele 5 zile de campanie să le facem așa cum trebuie, să ne mobilizăm foarte mult pentru că mobilizarea este determinantă în aceste zile. Vreau să cred că munca noastră de atâta timp nu este în zadar și vom reuși să obținem majoritatea atât la Consiliul Local Roman cât și la Consiliul Județean
unde domnul Mugur Cosmaciuc va fi președinte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru toată implicarea și oricând voi fi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim frumos, Leonard, o prezentare succintă, sigur, care nu se dorește a fi exhaustivă, dar care să prezinte repere importante pentru ceea ce ne propunem pentru perioada următoare în municipiul Roman. Eu cred că lucrurile din 2008 au început să aducă un plus de dezvoltare, de modernitate, de europenizare și dorim să facem cu toți acest lucru. De asemenea, vreau să vă spun că nu numai municipiul Roman a crescut frumos în ultimii ani, ci și comune care au administrații liberale. Și aici n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar cu voia dumneavoastră am să dau câteva exemple. Mă refer la comuna Cordun, mă refer la comuna Tămășeni, mă refer la comuna Ghereiești, la comuna Horia, la comuna Secuien, la comuna Moldoveni, la comuna Icușești, în care au apărut lucruri frumoase, lucruri consistente. Sigur, am avut eforturi demonstrate și la comuna Bozeni și am văzut unele lucruri frumoase de viceprimarul nostru de acolo, Dănuț. Din păcate, fiind doar viceprimar, n-a reușit să-și impună anumite lucruri, pentru că lupul cel mare era din pădurea cea întunecată. Și atunci mai greu s-au mișcat lucrurile, dar totuși a reușit să demareze anumite activități. Așa cum spunea Leonard foarte bine, este foarte important să avem administrații liberale care vin cu ideea de inovativitate, de modernitate, de spirit civic, de transparență, care să aducă un plus în comunitățile lor. Și avem aceste exemple în față și eu sunt convins că și comuna Doljești își dorește acest lucru în perioada următoare și comuna Sagna și comuna Botești și comuna Gădință, dar și comuna Bozeni și vă spun doar cele în care am fost ieri și astăzi prezent și am văzut o determinare, am văzut acolo într-adevăr o energie pozitivă, am văzut că oamenii chiar își doresc, m-am întâlnit cu zeci, cu sute de oameni și am stat de vorbă, după cum și dimineața la ora 7 am fost prezent în târgul de la Oniceni, care a adunat oameni din Valea Ursului, Oniceni, Bozeni și acolo am discutat cu oamenii, ne-am întâlnit și oamenii își doresc mai frumos, mai mult și mai bine. Dar așa cum spuneam, nu este suficient doar să avem primar liberal. Este o condiție necesară, dar nu și suficientă ca să folosim o sintagmă din matematică, ci trebuie să avem și consilii locale, să avem o majoritate în consilii locale. De aceea, dragii mei, votați primarii liberali, dar votați și consiliile locale, pentru că altfel îi blocați la mantinelă și nu vor putea să-și treacă proiectele pentru a merge mai departe în dezvoltarea comunii. Iar dacă aceste două condiții necesare sunt asigurate, avem nevoie și de partea de susținere de la Consiliul Județean, pentru că așa cum știți, în momentul de față avem un guvern liberal. Cineva poate să întrebe, dar de unde știm că în viitor vom avea tot guvernul liberal? Păi avem deja afirmația președintelui Klaus Iohannis, omul cu cea mai mare încredere în rândul populației din România, susținut de Partidul Național Liberal în campania prezidențială, președintele care și-a asumat dezvoltarea, modernizarea, dar și respectarea statului de drept. Și președintele Klaus Iohannis a spus, atâta timp cât va fi președinte, niciodată nu va mai nominaliza un premier socialist. Niciodată nu va mai susține un om din partea Partidului Social Democrat, pentru că acolo, când au fost astfel de oameni, deja au dus lucrurile într-un derapaj în ceea ce înseamnă statul de drept, în ceea ce înseamnă respectarea justiției, în ceea ce înseamnă condiția infractorului, dar și condiția omului de pe stradă. La un moment dat aveau mai multe drepturi infractorii decât cetățenii liberi, onești și demni. De aceea a spus fără echivoc că va susține întotdeauna un guvern de dreapta cu care să poată să conducă și să dezvolte și să modernizeze România, iar iată că guvernul PNL, guvernul Orban, un guvern care trece printr-o perioadă foarte grea, poate perioada cea mai grea din etapa de contemporană modernă a României. Gândiți-vă că România nu a mai trecut în ultimul secol prin așa o criză. Practic, dacă vorbim de al treilea război mondial, avem în față un conflict mondial pe care omenirea îl duce cu un inamic mic, pasiv, foarte pervers și cu un atac rapace imprevizibil. Și se cheltuiesc sume de bani, se încearcă să se țină toate lucrurile pe linia de plutire. De ce? Pentru că sănătatea, pentru că viața oamenilor reprezintă tot ceea ce avem mai scump.
De aceea apreciem și eforturile pe care administrația centrală, administrația locală le face pentru începutul anului școlar, pentru desfășurarea în condiții normale a școlilor, activității de spital, activității economice. Datorită acestei crize sanitare avem implicit o criză economică, avem o contracție a activității economice, avem o reducere a veniturilor și o creștere a cheltuielilor. Cu toate acestea, deși nicăieri în Europa și în lume nu au crescut cheltuielile sociale, iată că guvernul PNL, guvernul Orban a găsit resurse și chiar din luna septembrie să crească pensiile cu 14% și alocațiile cu 20%. Poate că ne-am fi dorit mai mult, fiecare dintre noi ne dorim mai mult, dar trebuie să ne gândim că România se află în momentul de față într-un război, în război cu coronavirusul, așa cum se află întreaga Europa. Iar eforturile României ale guvernului sunt de a menține pe linia de plutire și din punct de vedere economic, și din punct de vedere educațional, și din punct de vedere sanitar, țara noastră. Cu toții trebuie să fim conștienți și să înțelegem. Am vrea mai mult, dar trebuie să vedem ce poate să ne dea țara. Poate e momentul acum să fim cu toții solidari și să fim alături de țara noastră. Iar dacă revenim la județul Neamț, eu cred că județul Neamț are o nevoie de un om care cu onorabilitate, cu profesionalism și cu viziune să poată impune un alt parcurs acestui județ. Spunea foarte bine domnul senator Eugen Țapu că ocupăm un loc rușinos, penultimul loc la atragerea de fonduri europene. Și vă dădea un exemplu că Comuna Moldoveni a atras de 4 ori mai multe fonduri decât Consiliul Județean. Sau alte comune de 3 ori, de 4 ori sume mai mari decât Consiliul Județean, care a reușit să atragă 1,5, 1,3 mai precis milioane de euro. Dacă vă spun că în ultimii ani am reușit să atragem la Roman pe proiecte europene, pe proiecte guvernamentale, 80 de milioane de euro, vă dați seama de ineficiența și de modul defectuos, managementul cu totul și cu totul precar, pe care conducerea Consiliului Județean, prin baronul local Ionel Arsenie, o desfășoară în județul Neamț. Noi nu avem nevoie de un protector al firmelor de familie. Noi nu avem nevoie de un om care mimează dezvoltarea. Noi nu avem nevoie de un om care folosește minciuna pe putere de adevăr. Noi nu avem nevoie de un om care să nu atragă fonduri și proiecte în județul Neamț. Nemțenii n-au nicio vină că s-au născut într-un județ frumos, dar în ultimii ani prost condus. Avem nevoie de o altă conducere, de o conducere determinată. Iar, dragii mei, domnul deputat Mugur Cosmanciu, colegul meu din Camera Deputaților, un om cu experiență, un om cu voință, cu bun organizator, cu determinare, cu viziune, și o să vedeți în proiectele pe care o să le prezinte o gamă largă, dar care toate vor contribui la ridicarea județului Neamț, acolo unde este locul, în primele județe din România. Cum să ne comparăm noi, Neamțul, care mereu am avut o poziție geostrategică, un relief atractiv, un turism ecumenic, religios, de afaceri și de tranzit bine reprezentat, cum am ajuns să ne comparăm cu Teleormanul și cu Vasluiul? Cu tot respectul cetățenilor din Teleorman și din Vaslui, dar Neamțul totuși avea o altă menire și, din păcate, iată unde suntem. Așa încât eu cred că trebuie cu toții, și cei de aici știu că aveți această convingere și determinare, dar în această săptămână care urmează, cu toții să discutăm, să vorbim cu prietenii, cu cunoștințele, cu rudele noastre și să le spunem: haideți să nu condamnăm județul Neamț încă la 4 ani de subdezvoltare. Haideți să nu condamnăm județul Neamț la o dictatură a mediocrității, a unui ev mediu de mult depășit de alte județe. Se pomenea aici de ce a făcut Clujul, de ce a făcut Alba, de ce a făcut Bihorul, de ce a făcut Brașovul, de ce a făcut Sibiu, de ce a făcut Timișoara. Vreau să vorbim peste 4 ani și de ce a reușit să facă Neamțul. Neamțul împreună cu primari liberali destoinici, consilii liberale dedicate, dar cu un președinte destoinic, demn, onest, pe care după 27 septembrie îl vom vedea la treabă și care ne va face mândri de județul nostru. Domnul deputat Mugur Cosmanciuc. Mulțumesc frumos, domnule Leoreanu, pentru prezentarea frumoasă, pentru introducerea și cuvintele pe care le-ați rostit despre mine și mai ales despre ideea pe care ne-o dorim cu toții. Să trăim și să avem o parte de o comunitate în care să ne bucurăm de tot ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Da, județul Neamț este un județ frumos. Un județ care are foarte multă
resursă umană de bună calitate. Este un județ binecuvântat de Dumnezeu, cu bogății pe care le vedem cu ochiul liber. Dar județul Neamț, trebuie să o spunem, trăiește în momentul de față într-un mod în care nu merită. Uitați, suntem aici în Roman. Sau zona Roman Metropolitan, sau Piatra Neamț, sau Târgu Neamț. Este inadmisibil ca în anul 2020 să fie zile în șir uneori, săptămâni uneori, când lumea nu are apă rece. Apă rece. Cred că acest lucru trebuie să ne dea bine de gândit. Cred că acest lucru nu se poate întâmpla într-o lume civilizată. În același timp, populația în județul Neamț plătește aproape cel mai scump preț la apă din țară, în condițiile în care nu este furnizată apa. Asta este o realitate a acestui județ. Dar nu este vina oamenilor și nici a pământului. Este vina unor oameni care conduc compania Apaserv și care conduc județul. Județul Neamț are foarte multe mănăstiri, foarte multe obiective culturale. Dar, indiferent de cât de multe sunt ele, dacă nu se poate ajunge în condiții bune la ele, nu vom putea vorbi despre turism, că este ecumenic sau de altă natură. Și uitați, analizați dumneavoastră. Dacă vreți să mergeți spre Pretur Vodă, spre Sihăstria, spre Sfânta Teodora de la Sihla, sau aici, la Giurgeni, o să vedeți că drumurile județene sunt rupte, distruse și neasfaltate multe. Cele care sunt cu asfalt, parcă sunt după un bombardament. Acesta este iarăși un aspect real în județul Neamț. Și aceasta nu este din cauza oamenilor. Este doar din cauza unor oameni care nu au management în fruntea județului, pentru că au tolerat acest lucru. Țineți minte că toți care ați trecut pe acolo spre Sihăstria, la intrare este un pod care de 20 de ani stă la fel. Aproape cade. Este o realitate. Sunt 20 de ani trecuți și podul de acolo nu a fost reabilitat. Suntem în municipiul Roman și aici putem vorbi despre dezvoltare economică, o zonă industrială, o platformă industrială care să aducă locuri de muncă bine plătite. Suntem în municipiul Roman, unde trebuie să vorbim însă pentru a avea această dezvoltare despre a avea cu adevărat șosea de centură expres, în regim de autostradă, adică cu două benzi măcar pe sens, dacă nu chiar cu trei. Și atunci vorbim în județul Neamț și în zona asta despre investitori care își vor dezvolta aici puncte de lucru și afaceri. Și când vom face lucrurile acestea, vom vorbi și despre salarii mai mari. Pentru că ăsta este iarăși un adevăr. În județul Neamț, în momentul de față, salariul mediu pe care îl încasează oamenii este unul din cele mai mici din țară. Este unul din cele mai mici din țară. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că județul Neamț nu mai este atractiv pentru investitori. Și atunci când nu este atractiv pentru investitori, și forța de muncă pleacă. Pentru că avem și această problemă. O lipsă acută de forță de muncă. Suntem într-un județ în care aceste lucruri se pot rezolva repede. Suntem într-un județ și într-o zonă Roman Metropolitan în care toți oamenii își doresc să trăiască bine. Dar suntem într-un județ în care nu avem parte de sprijin de la Consiliul Județean. Primăria Roman a primit în ultimii 4 ani bani care îi putem compara cu salariul pe care îl ia un manager de multinațională. Pe lună, nu pe an. Cam astea sunt sumele
pe care le primea Primăria Municipiului Roman de la județ. Vă dați seama ce diferență? Adică 10-20 de mii de lei pe an a primit Primăria Roman. 10-20 de mii de lei pe an. Nu mai vorbesc că sunt aici colegi primari de la Tămășeni, de la Cordun, de la Icușești, din toată zona aceasta, că unii dintre ei primeau așa câte 5.000 de lei, alții un bine meritat zero. Zic, nu de mine, ci de Ionel Arsene. Iar colegii primari au fost împreună cu domnii parlamentari, cu domnul senator, cu domnul deputat, cu mine. Am mers în 9 septembrie anul trecut la Consiliul Județean și am spus domnului Arsene să dea bani la primari pentru că au nevoie de fonduri. Și le-a spus tuturor în față, nu, pentru că nu sunt din partidul lui. Este inadmisibil acest lucru. Dar așa a spus. Și atunci, să fie clar de ce spunem că Ionel Arsene este un baron. Pentru că el se comportă cu banul public ca și cum ar fi al lui. Pentru că el nu respectă pe nimeni care nu este de acord cu el. Pentru că de fiecare dată și-a bătut joc de oameni, indiferent din ce partid erau. La apa serv, că vorbeam despre apă, a schimbat în 4 ani de zile 6 manageri. Este inadmisibil. La prefectură a schimbat vreo 3-4 prefecți. Doar pentru că nu spuneau ca el în permanență. Și vreau să respecte legea. De aceea o spunem și ne asumăm cei care o spunem. Că Ionel Arsene este un baron care nu este determinat decât de un singur gând. Că acest județ să rămână subdezvoltat pentru ca el să-l poată manipula cu niște bani în ziua votului. Adică ceea ce se întâmpla acum 20 de ani în alte părți. Aici vrea să se întâmple și acum. În ziua votului să cumpere voturi. Pentru a manipula oamenii. Cred că acest județ merită șansa pe care Dumnezeu i-a dat-o. Să fie o mică Elveție, pentru că are munte, are un lac frumos, Bicazul, are șes, are mănăstiri, are dealuri, are cetăți, are tot ceea ce trebuie, cultură, și atunci are nevoie doar de conducere. O conducere care să privească Consiliul Județean ca o instituție în care merge la serviciu. După un program clar și bine stabilit. Ca orice alt om. Și de aceea președintele Consiliului Județean trebuie să fie un partener al oamenilor. Un partener al primarilor. Și noi astăzi aici vă spunem că vom fi partenerul dumneavoastră împreună cu toți colegii care sunt primari sau care vor fi primari pentru că încă nu sunt și candidează acum pe 27 septembrie. Și vă spunem aceste lucruri pentru că pornim pe un drum în care nu avem o competiție pentru a ne trece în CV o funcție. Vorbeam cu unii colegi primari care sunt sătui de câtă treabă trebuie să facă în comunități. Dar o facem pentru că trebuie să creștem nivelul de trai. Și uitați-vă cât de frumos sunt două comunități aici, în zona Roman Metropolitan, unde doi primari au reușit și au făcut dezvoltare fără să aibă sprijin de la Consiliul Județean. Și vorbesc și despre domnul Lucaci și despre domnul Ciobanu, care au reușit și au atrus proiecte și care s-au preocupat și au adus finanțări pentru a asfalta, pentru a rezolva problemele care sunt reale în orice comunitate. Apă, canal, gaz. Cred că este anormal ca în anul 2020 să fie gospodării care să nu aibă apă, canal și gaz. Dar asta este o realitate. De aceea vă spun că împreună aici în Roman cu Leonarda Chiriloae, un om deosebit, un om vrednic și un om care va fi un primar așa cum merită să aibă Roman, care va continua proiectele începute de domnul Leoreanu și care le va dezvolta pentru ca Roman să devină o emblemă. Și împreună cu toți ceilalți colegi care sunt primari aici în zona Roman Metropolitan,
Vom face ca județul Neamț să fie o emblemă, să fie un brand cunoscut și recunoscut, oriunde în țară, dar pozitiv. Atunci când vor auzi oamenii despre Neamț, să spună: am fost acolo, mi-a plăcut, vreau să ajung acolo, revin. Asta trebuie să fie gândirea pe care trebuie să o implementăm. Și nu este greu, este foarte simplu, însă trebuie să fim determinați de bună credință și buna credință să fie în primul rând izvorâtă din respect. Respectul față de om, față de cetățean, față de lege, față de autoritate și față de cuvântul dat. Un om care nu-și respectă cuvântul nu are cum să respecte lumea. De aceea, acest cuvânt, respect, este foarte important și îl vom avea în permanență în gândirea noastră. Iar respectul va genera și bunăstare. Bunăstare care vreau să o simtă fiecare, într-un nivel de trai crescut, într-un salariu bun, și atunci când ajung acasă, fiecare să simtă că are liniște în familie și că are o predictibilitate a zilei de mâine, care clar rezolvată orice problemă care să nu-i strice confortul. De aceea, pentru zona aceasta, împreună cu colegii mei, împreună cu domnul deputat Leureanu, am spus prioritar și urgent: șosea ocolitoare, șosea de centură ocolitoare. Vă repet, cu cel puțin două benzi pe sens. Acest lucru va fluidiza traficul în Roman. În momentul în care am degrebat Roman de trafic și ducem traficul greu, mare, pe șoseaua de centură, atunci vorbim despre dezvoltare industrială. Vorbim despre parcuri industriale și logistice care se vor dezvolta. Și atunci vorbim de locuri noi de muncă care vor fi clar mult mai bine plătite, pentru că va fi o competiție pentru a avea oameni bine plătiți. Dacă nu generăm competiție între angajatori pentru a se bate să aibă cei mai buni angajați, nu vom avea salarii mai bune. Da, trebuie să creăm și această competiție. Și atunci când creăm această competiție, automat vom atrage resursă umană din alte județe care să-și dorească să vină și să se stabilească aici. Stabilindu-se aici, practic, vin, se dezvoltă și se va dezvolta județul. Vor fi mai multe taxe, mai multe impozite pe care ei le vor plăti la bugetele locale și vor fi bani de investiții. De aceea vă spun că acest obiectiv, șoseaua de centură, este punctul de plecare al dezvoltării. Și dacă mergem mai departe, vom investi în cultură, în educație și în sănătate. Lucrurile acestea ne vor determina să oferim fiecărui cetățean șansa și dorința de a se stabili aici. Am vorbit și o repet: un centru de excelență în educație. Este un proiect pe care îl vom promova și prin acest proiect vom rezolva trei probleme. Una, de a da la cei mai 100, primii 100 de elevi meritoși, absolvenți de liceu, burse pentru a merge la cele mai prestigioase universități din țară și din lume. În momentul respectiv, când investim în educație, investim în viitor. Iar acei tineri se vor întoarce după 4 ani să întoarcă județului, să întoarcă comunității ceea ce au primit, adică respect, pentru a duce aici bunăstare. Și când suntem racordați în lumea largă la tot ceea ce înseamnă știință, la tot ceea ce înseamnă modernism, Romanul, județul Neamț, va fi în rând și cu München, și cu Londra, și cu Stuttgart, și cu Paris. Adică vom fi în permanență acolo unde trebuie. Și asta ne dorim să fie județul Neamț și Romanul. Al doilea proiect pe care îl avem în vedere cu Centrul de Excelență în Educație. A se construi și la Neamț, la Piatra Neamț și la Roman, un planetariu, un observator astronomic. Lucru care este simplu de făcut și foarte ușor de implementat.
dar care va aduce aici două obiective ușor de dezvoltat. Turism și cercetare. Aici, la biblioteca din Roman, în Piatra Neamț, sus pe Cozla. Rezolvând aceste proiecte, practic, atragem resursă umană de calitate. Și al treilea obiectiv pe care îl avem cu Centrul de Excelență în Educație este ca noi, toți care reprezentăm Neamțul, să muncim, să ne implicăm și odată pe an să fie în județul Neamț o olimpiadă internațională la științele pe care le are în disciplină fiecare liceu. Acest lucru ne va ajuta să poziționăm Romanul și Neamțul pe hartă. Vom face, practic, lobby spre promovare. Vor veni aici oameni, ne vor cunoaște, vor pleca cu o impresie bună. Și vor dori să revină. Și în momentul respectiv am rezolvat tot ce înseamnă poziționarea Neamțului și a Romanului. Iar pentru că educație înseamnă și susținerea sportului, vreau să vă spun că de asemenea vom avea și un centru de excelență în sport. Ceea ce a fost odată brand cunoscut în țară și în afară trebuie reînviat. În Neamț și în Roman au fost echipe puternice. Handbal, volei, fotbal. Aceste branduri trebuie susținute. Iar noi, administrația locală, trebuie să fim un partener. Nu vom avea frică sau emoție în a susține copii care au performanță. Nu avem de ce. Vom investi pentru că investim în viitorul nostru. Și în momentul respectiv avem aici competiții puternice care de asemenea ne va ajuta sau ne vor ajuta să ne poziționăm pe harta lumii și vom avea parte de turism. Da, centru de excelență în sport. Și vin nume mari să vină să sprijine aceste proiecte. Iar ceea ce spunea Leonarda Chiriloae, susțin și vom dezvolta pe partea de sănătate. În județul se va dezvolta spitalul regional. Spitalul regional va avea un obiectiv clar de a deservi și a acoperi toată Moldova. Iar noi în județul Neamț trebuie să construim un centru național de sănătate cu specializări pe fiecare domeniu, astfel încât aerul curat de care beneficiem să fie un punct și un reper pentru toți cei care vor să vină să se așeze, să se trateze în Neamț. Spitalul regional va avea o componentă clară, spitalul pe care îl vom dezvolta la Piatra Neamț și complementar susținere aici la Roman, ceea ce a făcut aici domnul Leureanu, vor fi parte componentă a integrării conceptului de sănătate pentru oameni sănătoși în județul Neamț. Mens sana in corpore sano este un dicton cunoscut. Nu poți să ai o societate dezvoltată dacă oamenii nu sunt sănătoși. De aceea și în această direcție vom avea o atenție alocată și de aceea va veni și Ministrul Sănătății și Ministrul Finanțelor, care alături de primul ministru vor susține aceste proiecte. Și în felul acesta arătăm oamenilor că avem un concept integrat de dezvoltare a județului. Arătăm oamenilor că Romanul este respectat și că nu va fi niciodată o competiție între zone, cum este uneori în județul Neamț. Fiecare zonă are un specific aparte. Dacă valorificăm și construim potențialul acelei zone, toată lumea va trăi bine. De aceea vă spun că echipa Partidului Național Liberal are un proiect clar pentru județul Neamț, în care în fiecare localitate urmărim ca nivelul de trai să crească. Și vrem ca în anul 2024 să nu existe gospodărie fără apă, canal și gaz. Și în momentul respectiv, practic, vorbim de confort, igienă și normalitate. Ăsta este dezideratul pe care îl dorim noi pentru județul Neamț, noi pentru Roman. Confort,
și normalitate. Apă, canal și gaz. Făcând aceste lucruri, nu facem nimic deosebit. Adică facem ceea ce au făcut alții în alte județe acum 20 de ani. Când a fost ministru fondurilor europene aici, Marcel Boloș, a zis că noi, în Ardeal, la Bihor, am rezolvat aceste probleme acum 20 de ani. Asta este diferența de timp între noi și ei, de 20 de ani. Adică în județul Bihor, spre exemplu, comunitățile au apă, canal și gaz de acum 20 de ani. Noi încă vorbim. Și gândiți-vă că atunci când vorbim despre aceste subiecte, există fonduri europene care nu au fost accesate. Pentru compania de apă, 255 de milioane de euro sunt la dispoziție, dar nici acum nu sunt folosiți. Sunt 6 ani de când este început acel proiect, dar nu este început decât pe hârtie ca idee. Pentru că nu a câștigat cine trebuie, s-a tot reziliat contractul de consultanță. Și cine pierde? Noi toți, care zile în șir, săptămâni în șir, nu am avut apă. Apă rece. Asta este realitatea pe care trebuie să o știți. De aceea această campanie electorală vreau să o înțelegem bine. Că nu este o competiție între două, trei persoane. Nu. Este o campanie electorală în care, practic, noi vorbim despre dezvoltare, despre viitor, despre o dorință ca cei care se nasc aici să rămână aici, despre viitorul copiilor noștri, despre liniștea și siguranța noastră, a părinților noștri, a bunicilor noștri. Pentru că dacă nu rezolvăm aceste probleme acum, fiecare zi care trece nu se va mai putea recupera. Lumea se va dezvolta, iar neamțul va fi izolat și va rămâne uitat. De aceea această campanie electorală, vă repet, nu e o competiție pentru o funcție. E o șansă pe care județul o are în a-și alege viitorul. În 1989 au murit oameni pentru a trăi libertate. În 2017, în luna februarie, au ieșit oameni în stradă împotriva PSD-ului pentru că au vrut să distrugă justiția. În 10 august 2018 au venit oameni în țară, din diaspora, au ieșit oameni în stradă pentru că PSD-ul a vrut să pună mâna pe stat și să instaureze dictatura. Acum, pe 27 septembrie, județul Neamț are o șansă pe care trebuie să o înțeleagă. Șansa de a se elibera. Eliberarea de sub un baron care conduce despotic în funcție de interese personale. Despre asta este vorba. Eliberarea pentru a-și alege viitorul singuri. Despre asta iarăși este vorba. Și de a se așeza eliberându-se în rând cu lumea civilizată, cu oameni care fac management cu adevărat. Ați fost cu toții la Bihor, la Alba Iulia, Suceava, München. Ați văzut cum este acolo. Gândiți-vă că la Oradea domnul Ilie Bolojan a accesat fonduri europene de peste 700 de milioane de euro. La Cluj, domnul Boc a accesat fonduri europene de peste 800 de milioane de euro. Domnul Hava de peste 700 de milioane de euro. Județul Neamț a accesat fonduri de peste 1 milion de euro. Asta e diferența. Și dacă nu ați fost atenți, vă repet, Comuna Moldoveni a accesat fonduri de peste 6 milioane de euro. Județul Neamț de peste 1 milion de euro. Ca să înțelegeți diferența. Banii ăștia există. Pentru toate proiectele despre care v-am vorbit, sunt fonduri. 150 de milioane de euro pentru a îmbunătăți și a dezvolta toată infrastructura spirituală și toate mănăstirile. Peste 250 de milioane de euro pentru ceea ce înseamnă apă.
pentru drumuri, master plan care să facă autostrăzi, drumuri exprese, șosele de centură. Pentru toate aceste obiective există bani. Însă trebuie să fie oameni care să-și dorească să lucreze cu fonduri europene. Oameni care să aibă curaj să-și asume proiecte europene. Proiectele europene au o singură hibă. Trebuie să respecti ce ai scris. Atât. Dacă ai scris corect, respecti corect. Dacă ai scris greșit, nu se aprobă. Dar dacă ai scris corect și ai respectat, vin bani și bine dezvoltare. Peste 1 miliard de euro poate să vină în județul Neamț din fonduri europene. 80 de miliarde de euro are România la dispoziție. Vă dați seama că suma de peste 1 miliard e foarte mică față de 80 de miliarde, dar e foarte mare față de acel milion. De aceea, înțelegeți și transmiteți tuturor. Pe 27 septembrie, județul Neamț alege drumul spre eliberare. Alege drumul spre reconstrucție. Alege drumul spre dezvoltare. Alege drumul pe care trebuie să-l aibă orice om normal la cap, de a avea liniște, respect și bunăstare. Și de aceea vreau să explicați tuturor că dacă nu merg la vot, nu vor face decât să susțină acești baroni locali, cum este și Ionel Arsene, omul lui Liviu Dragnea aici, în județ, care face tot ce a făcut și Liviu Dragnea, dar mult mai bun și mult mai bine. Adică partea rea, mult mai bun și mult mai bine. Pentru că a avut timp să învețe bine și a învățat foarte bine de la Liviu Dragnea. De aceea, eliberarea acestui județ înseamnă un destin care să îi ducă pe fiecare dintre cetățeni cu mintea, cu gândul spre dezvoltare. Oameni buni, timpul nu mai are răbdare, nici noi. Aveți încredere în oamenii care candidează din partea Partidului Național Liberal. Aici, în Roman, Leonarda Chiriloae și-a dovedit competența și profesionalismul. Va câștiga această competiție și va câștiga această competiție pentru oameni. Am fost cu el în cartiere și am văzut cum este susținut. Îl va avea partener pe Laurențiu Leoreanu la București. Și noi împreună cu Guvernul României vom urmări ca aceste proiecte să fie implementate. Și aceste proiecte implementate va însemna implementare și la Ecușești, și la Cordun, și la Tămășeni, și la Bozieni, și în orice altă localitate, Horia, Gherăiești, din tot ce înseamnă județul Neamț și zona Roman Metropolitan. Pentru că privim o dezvoltare integrată a județului, în care inclusiv transportul trebuie să fie parte componentă a unui nivel de trai corect și civilizat, ceea ce nu există acum în momentul de față în județul Neamț. Închipuiți-vă dacă ar fi să mergeți de la Roman până la Borca, cam câte mijloace de transport în comun ar trebui să schimbați și dacă faceți transportul respectiv cu mijloacele de transport în comun, într-o zi sau două. Dacă ar trebui să meargă cineva de la Borca până la Bicaschei, cam cum ar trebui să circule. Spunând lucrurile acestea, de fapt, vreau să vă aduc în atenție că în momentul de față, județul Neamț nu are transport în comun. Și cum ar putea să se dezvolte turismul dacă nu există transport în comun civilizat? Închipuiți-vă dacă vine cineva ca și turist aici, în Roman, și vrea să se plimbe prin județ, cum ar putea el fără să se plimbe cu mașina? Cam complicat. De aceea e nevoie de transport în comun civilizat. De aceea trebuie să fim și noi la fel ca celelalte județe. Adică în momentul în care cineva vrea să plece din Roman oriunde în județ, în 2 ore, 2 ore și jumătate să fie. Fără să aibă vreo jenă și în condiții decente. Da, asta înseamnă transport în comun civilizat. Și acest lucru vrem în județul Neamț iarăși să-l dezvoltăm. Și spunând aceste lucruri, vă mai spun un lucru. Că în momentul în care am rezolvat multe din aceste obiective,
practic, tot ce înseamnă asistență socială, practic, treptat, va fi tot mai mică, tot mai scăzută. Pentru că este normal să sprijinim oamenii care au nevoie de ajutor. Dar nu este normal să încurajăm nemunca. Nu este normal să încurajăm nemunca. Trebuie să încurajăm munca, pentru că oamenii care muncesc trebuie plătiți și plătiți bine. Dar asistență socială și nemuncă nu este normal. Și în această direcție o să avem iarăși o atenție deosebită. Pentru că județul Neamț este format din oameni gospodari, din oameni muncitori, dar care vor salarii bune și pentru acest lucru ne vom preocupa. Da, ne vom preocupa că aici în Roman, aici în Neamț, să fie dezvoltare. Ne vom preocupa că aici în Neamț să fie și dezvoltare turistică internațională. De aceea, un alt punct pe care l-am gândit este ca anual să fie Festivalul Internațional Sergiu Celibidache. Practic, venim și încununăm memoria unui maestru cu respect. Iar în momentul respectiv oferim oamenilor două lucruri. Un act de cultură deosebit și posibilitatea ca Romanul și Neamțul să aibă un festival precum Cerbul de Aur de la Brașov. Adică două săptămâni să fie turism, două săptămâni să fie dezvoltare. Și toate aceste aspecte vor aduce aici oameni bine pregătiți care vor lăsa bani, care vor cheltui aici bani și va însemna o dezvoltare pentru noi. Spunându-vă acestea, închei prin a vă spune, șansa noastră, șansa județului e în mâna fiecăruia dintre noi. Dacă mergem sau nu mergem la vot. Dacă mergem la vot pe 27 septembrie, o vom face pentru oameni, pentru copii, pentru bunici. O vom face pentru noi. Prezența la vot este obligatorie, de aceea vreau să vă rog pe toți să încurajați prezența la vot. Să încurajați să ia oamenii o decizie în cunoștință de cauză și să-și aleagă viitorul. Să ne susțină pe noi, pentru că luptăm pentru dezvoltarea județului. Sunt oameni care au demonstrat în activitatea lor profesională, fiecare dintre ei candidați tineri, fiecare dintre ei oameni deosebiți. De aceea, pe 27 septembrie, să le spuneți tuturor să voteze cu încredere PNL, să voteze cu încredere Partidul Național Liberal, pentru că ai noștri candidați din Partidul Național Liberal sunt oameni care vor dezvoltare. Pentru că ai noștri candidați se gândesc la comunitățile lor. Și de prin acest vot, practic, facem ceea ce trebuie să facem dintotdeauna. Să dezvoltăm un județ, să dezvoltăm o țară. Județul Neamț trebuie să fie un brand în sine. Romanul trebuie să fie un brand în sine. Și astfel vom face ca oriunde în lume să fim respectați. Mergeți la vot cu încredere pe 27 septembrie și transmiteți tuturor mesajul acesta, că votând candidații Partidului Național Liberal, practic își aleg viitorul, își aleg un viitor bun, clar, prosper, în care bunăstarea și respectul va exista. Și făcând lucrurile acestea, vă spun că veți elibera județul de acest baron și vă veți elibera pe voi. Doamne ajută și mult succes să avem împreună această victorie! O victorie care va fi a tuturor, a oamenilor simpli, a oamenilor normali. O victorie pe care o vom duce mai departe cu multă muncă. Doamne ajută să ne putem bucura de 27 septembrie. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule președinte Mugur Cosmanciuc. Un mesaj complet, un mesaj în care chiar ați subliniat lucruri frumoase și iată ceea ce vă spuneam.
în această paletă de proiecte a președintelui Mugur Cosmanciuc, Romanul este foarte bine poziționat. Roman metropolitan este bine poziționat. Și un lucru pe care l-a subliniat, Partidul Național Liberal va susține competiția, va susține activitatea, munca. De altfel, cea mai bună asistență socială e locul de muncă. Un loc de muncă bine plătit, un loc de muncă sigur, un loc de muncă care îți asigură un venit decent și demn, este cea mai bună asistență socială pe care poate să o aibă o persoană. De aceea, Partidul Național Liberal va avea o dinamică în dezvoltarea județului, va avea o dinamică în dezvoltarea zonei de est, a zonei Roman Metropolitan, pentru că ne dorim. Și în acest moment, Romanul asigură 51,7% din PIB-ul județului Neamț, ceea ce înseamnă mult, ținând cont de ceea ce poate să producă Romanul. Dar Romanul are un potențial și mai mare. Dacă gândiți-vă că județul Neamț are un potențial și mai mare. Adică Romanul deține mai mult de jumătate dintr-un venit, în momentul de față, destul de redus. Ce ar însemna și Romanul și județul deopotrivă să crească prin proiecte importante. De aceea, lista noastră de consilieri locali, lista noastră de consilieri județeni a fost gândită de așa natură încât să vină cu oameni competenți, cu profesioniști. Am venit cu segmente socioprofesionale, am îmbinat tinerețea, elanul, dinamismul cu experiența, cu ceea ce înseamnă un lucru deja bine făcut. Am îmbinat de asemenea tot ceea ce înseamnă doamne, domni, vârstă tânără, vârstă care dă experiență, segmente socioprofesionale, învățământ. Avem la Roman pe doamna inspector general adjunct, Dana Păiuș, pe doamna primar, Roxana Iorga, pe doamna directora școlii Calistrat Hogaș, doamna Liliana Chiraliu, directoarea Colegiului Național Roman Vodă, Mihaela Tanovici, domnul director adjunct de la școala Vasile Alexandrii, Adrian Bolea. Iată, un segment, doamna profesor Carmen Diacolo de la liceu cu program sportiv, o persoană mereu prezentă în activitățile culturale și educaționale din Roman de pe multiple planuri. Iată ce înseamnă să respecti un domeniu. Dacă vorbim pe sănătate, avem pe doamna asistent șef de la secția de maternitate din Roman, Daniela Ichimaș, sau pe doamna asistent șef de la radiologie, Liliana Gușă, sau pe domnul asistent șef de la chirurgie, pe domnul Toader, care împreună conduc oameni, știu să facă manageriat în domeniul sănătății. Dacă vorbim în domeniul justiției, îl avem pe domnul notar Alina Adrian Tănase, o avem pe doamna avocat Roxana Lohan, îl avem pe domnul avocat Iacob Grațian, oameni care deși au o vârstă tânără și au făcut deja un nume în profesie. Dacă vorbim în mediul de afaceri, vorbim pe Ionuț Gârbea, director de marketing, care este și președintele organizației de tineret, inginer, dar vorbim și domnul Constantin Ghica, care ne-a fost viceprimar, care a fost șeful regional de metrologie sau inginer șef în Petrotub. Vorbim de domnul inginer Eugen Răileanu, care de asemenea are afaceri, sau de domnul inginer Bogdan Andrieș, de asemenea un om de afaceri de succes, actualul viceprimar. Iată, avem o gamă diversificată. Dacă intrăm în economie, aici nu mai vorbim, îl avem pe maestrul Leonardo Chiriloae, dar o avem și pe tânăra Mădălina Costache, care a terminat acum științe economice la 24 de ani și crește frumos, demn și onest în echipa liberală. Dar l-avem și pe Andrei Fron, economist, om de afaceri. Deci, iată, vă povestim despre oameni pe care îi cunoaștem, care au venit cu valoare incontestabilă, care aduc plus valoare echipei liberale, iar această plus valoare va însemna un sprijin important pentru comunitatea locală, va însemna un sprijin important pentru domnul primar Leonardo Chiriloae și o contribuție în ceea ce înseamnă o colaborare excelentă cu președintele Consiliului Județean Mugur Cosmanciuc și cu echipa de consilieri județeni. Îl avem pe domnul Mircea Beloiu de la Roman, reprezentant în Consiliul Județean, care este și președintele organizației de seniori PNL. Îl avem și pe domnul Titia Catrinii, de asemenea inginer. O avem și pe doamna Mihaela Isciuc, de aici din zonă, o persoană foarte dinamică și determinată. Iată, venim cu oameni care pot să influențeze destine în sensul pozitiv a cuvântului. Am căutat să articulăm echipe atât la nivel local cât și la nivel județean, încât dumneavoastră să votați
în deplină cunoștință de cauză. Avem oameni tineri, oameni implicați, dar și cu experiență pentru primăriile comunilor din jur, Dănuț Arghiropor la Bozeni, îl avem pe domnul Minică la Icușești, colaborator cu Roșu Săbărel, îl avem pe Adrian Ciobanu la Cordun, îl avem pe domnul Rotaru la Gâdinț, o avem pe doamna Felicia, am fost astăzi la Botești, foarte frumoasă muncă și implicare și determinare acolo în zonă, îl avem pe Fănică Lucaci la Tămășeni, de asemenea un om care la al doilea mandat va veni cu un plus de experiență. Îl avem și pe domnul Vasilică Roca la Comuna Sagna. Mi-a plăcut ieri Dor Tudorul pe care l-am făcut împreună acolo și atitudinea. Eu cred că puteți face o surpriză. Vorbim și de primarul domnul Miluc de la Ruginoasa, de asemenea un om implicat. Și dacă completăm cu experiența altora deja care au mai multe mandate și ne referim la Rică Ivancea de la Secuieni sau la domnul primar Marcel Bâjoveanu de la Moldoveni sau domnul Pătrașcu de la Bacna, sunt oameni care vor să câștige, nu neapărat că își doresc în mod deosebit să fie primar, ci pentru că vor și își doresc enorm ca aceste comune să dezvolte. Vorbim de Dănuț Lupu de la Trifești. Iată, vorbim de Daniel Cucu de la Dulcești. Eu cred că vom avea și acolo o surpriză. Peste tot avem colegi implicați, dedicați, pe care îi cunoaștem. Vedeți, veniseră la un moment dat la lansarea campaniei un anumit partid, nici nu vreau să dau numele, nu știau nici primii doi consilieri de pe listă. Probabil atunci îi adunaseră în pripă, iar noi am trecut prin filtru, prin sita competitivității, profesionalismului și onorabilității fiecare candidat. Am dorit să venim în fața dumneavoastră cu oameni onești, demni, decenți, implicați și profesioniști și vreau să-mi cer scuze dacă n-am reușit să-i amintesc pe toți aici, pentru că deopotrivă îi respectăm, deopotrivă îi susținem și deopotrivă o să facem echipă împreună cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc la președinția Consiliului Județean Neamț cu echipa de consilieri județeni. Eu cred că în momentul de față Neamțul are o șansă. Haideți să nu pierdem această șansă. Haideți să dăm Neamțului o șansă spre dezvoltare. Haideți să dăm Neamțului o șansă spre europenizare. Haideți să dăm Neamțului o șansă să iasă din această paradigmă în care a rămas prăfuit, în care a rămas în anonimat, în care a rămas cu fonduri europene trase la un nivel minimal, în care dezvoltarea a rămas pe ultimul loc. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult, am încercat să vă facem o prezentare, nu în totalitate. Domnul Leonarda Chiriloae v-a transmis ce vrea pentru Roman. Domnul senator este alături și facem echipă. Domnul președinte Mugur Cosmanciuc, președintele viitor al Consiliului Județean, este în echipa noastră și ați văzut proiecte frumoase pentru Roman, pentru Roman Metropolitan și pentru Neamț. Dar doamnelor și domnilor, îl vom avea alături pe premierul României și președintele nostru al liberalilor, domnul Ludovic Orban, prietenul Romanului, prietenul Neamțului, prietenul Moldovei, prim-ministrul României și omul în care ne punem baza și, după cum ați văzut, într-o corabie puternic zguduită de o mare înverșunată de coronavirus, reușește să treacă România și să o păstreze în echilibru într-un destin bine croit spre promovarea, dezvoltarea și modernizarea României. Bine ați venit, domnule prim-ministru, la Roman! Și nu vă supărați dacă nu o să vă dăm foarte mult timp de odihnă și chiar o să vă rugăm, pentru că noi ne-am organizat încă să transmitem mesajele până la sosirea domniei voastre aici la Roman, unde avem reprezentanți atât din Roman cât și din Roman Metropolitan, din zona de est a județului Neamț, să transmiteți salutul domniei voastre, gândul cel bun de susținere, așa cum ați făcut-o și până în prezent, și vă mulțumim și pentru alocările bugetare din anuare de la legea bugetului pentru Roma și zonă și pentru susținerea dezvoltării și reabilitării DN2, inclusiv prin interiorul municipiului Roman, dar și prin susținerea, prin hotărârea de guvern de zilele acestea, prin care contribuțiile venite au sprijinit în mod semnificativ începutul anului școlar, în care domeniul sănătății și domeniul învățământului și-au dat mâna și am deschis în bune condiții, reușit să asigurăm ceea ce trebuia pentru ca elevii, profesorii, personalul didactic, auxiliar și nedidactic să înceapă anul în bune condiții. Domnule prim-ministru, domnule președinte al Partidului Național Liberal,
Este o onoare să vă avem între noi și vă rog să-mi permiteți să vă dau cuvântul. Sărbăna, bună ziua! Cum se cade, îmi cer scuze pentru întârziere, dar am fost opriți de o întâlnire la Înalt Preasfinția sa și a trebuit să stăm mai mult decât ne-am fi dorit. Mă bucur să fim împreună astăzi. Intrăm pe linie dreaptă, mai avem o săptămână, până când oamenii vor decide cine conduce destinele județului Neamț și destinele fiecărei comunități locale. Încep prin a vă spune că am încredere în echipa liberală, am încredere în capacitatea voastră de a le arăta nemțenilor că avem cea mai bună ofertă, că avem cei mai buni candidați și că dorința noastră sinceră și capacitatea noastră efectivă este aceea de a schimba în bine destinul județului Neamț. Din acest motiv vă doresc succes și mai ales vă cer pe ultima săptămână să faceți mai mult decât ați făcut până acum în campanie, să ajungeți la fiecare cetățean și să încercați să-l convingeți că Partidul Național Liberal este total diferit față de celelalte formațiuni politice care dau mult din gură, care n-au altă treabă decât să ne atace pe noi și care nu sunt în stare de mare brânză. În ce ne privește ca guvern, pot să vă spun că avem planuri extrem de ambițioase. Dezvoltarea României nu se poate realiza prin pomeni și prin alocări, sifonări de bani public în tot felul de proiecte care nu au niciun fel de efect asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Am să vă vorbesc doar de câteva lucruri pe care le consider importante. Moldova va fi principala beneficiară a investițiilor în infrastructura de transport în următorii 10 ani. Vom construi 3 autostrăzi, autostrada Unirii, cum îi spunem noi, Târgu Mureș-Iași-Ungheni, autostrada de pe coridorul 9 pan-european, și anume București, Ploiești, Focșani, să-i spunem Pașcan, nu spunem roman, Suceava-Siret, este autostrada care va traversa de la nord la sud Moldova și va asigura conectarea fiecărui județ la coridorul 4 pan-european și, în ultimul rând, vom construi autostrada Bacău-Brașov. Sunt 3 investiții majore pe care noi garantăm că le vom realiza într-un termen mult mai scurt decât își imaginează cineva. De altfel, în momentul de față pot să vă spun că am gândit finanțarea și avem finanțare pentru toate cele 3 tronsoane de autostradă. 2. În ceea ce privește infrastructura de transport feroviar, la ora actuală, pe coridorul 4 pan-european, avem contracte semnate pe toate tronsoanele, cu o singură excepție pe care avem încă de realizat studiul de fezabilitate Predeal-Brașov. Pe toate tronsoanele, fie sunt finalizate lucrările de modernizare, fie sunt semnate contracte de construcție. Și în viitorul exercițiu financiar bugetar, ne vom ocupa de modernizarea infrastructurii feroviare din Moldova de pe coridorul 9 pan-european. Deja, puțină lume știe, dar deja avem semnate contractele pentru realizarea studiilor de fezabilitate, atât pentru tronsonul Focșani-Roman, cât și pentru tronsonul Roman-Iași-Granița de Est. Sunt studii de fezabilitate care pun baza modernizării căii ferate pe o infrastructură feroviară pe două linii,
electrificată care să aibă capacitatea să dezvolte o viteză de 160 de km pentru transportul de persoane și de 120 de km pentru transportul de marfă. În ceea ce privește infrastructura energetică, am să vă vorbesc numai de gazoductul care se realizează pe traseul Onești-Ghirăiești-Lețcani. Acest gazoduct are mai multe obiective. Primul obiectiv este să asigure posibilitatea de alimentare cu gaze a localităților de pe traseu și pot să vă spun că sunt zeci de localități care vor putea beneficia de alimentarea cu gaz, pentru că știți că noi în paralel am lansat apelul de proiecte pentru înființarea de distribuții de gaz natural și așteptăm ca localitățile să depună studii de fezabilitate și cererile de finanțare într-un proiect de 234 de milioane de euro pe actualul exercițiu financiar și de 800 de milioane de euro în viitorul exercițiu financiar bugetar 2021-2027. Chiar astăzi cred că avem prevăzut o deplasare la stația de comprimare a gazelor de la Ghirăiești, un obiectiv aflat în execuție, care va fi pe acest traseu. Al doilea obiectiv al acestui gazoduct, al acestei magistrale de gaz, este acela de a asigura alimentarea cu gaz, inclusiv pentru Basarabia. Pentru că de la Onești se dezvoltă legătura cu Brua. Brua este conducta prin care se asigură legătura cu conducta TAP, care aduce gaz de la Azeri, din Azerbaidjan, și care trebuie să ducă gazul până la Baumgarten, în Austria, care este un nod european extrem de important, practic duce gazul Azer până în rețeaua europeană de gaz. Deci conexiunea cu Brua și de asemenea conexiunea cu gazul natural care va fi exploatat la Marea Neagră, unde în cursul acestei săptămâni am lansat practic lucrările de exploatare a gazului natural pe primul perimetru aflat în exploatare de o companie americană care lucrează cu o companie românească. Nu vreau să vă mai vorbesc de alte și alte investiții. Aceste investiții de care vorbesc, și anume autostrăzile, modernizările feroviare, sunt investiții fundamentale care au ca scop să determine trecerea investițiilor peste Carpați. Știm foarte bine că, din păcate, zona de nord-est, Moldova în general, a fost, scoasă de pe harta investițiilor serioase din cauza lipsei conectivității și a altor factori care au determinat ca cea mai mare parte a investițiilor să fie făcută fie în Ardeal, fie la București, fie în câteva județe dezvoltate din Muntenia, cum ar fi Prahova. Obiectivul nostru este să aducem dezvoltarea în Moldova, iar dezvoltarea nu poate fi adusă decât dacă dezvoltăm o infrastructură modernă de transport care să asigure conectarea Moldovei de infrastructura de transport european. Și asta vom face. Închei prin a vă mai spune un lucru pe care puteți să-l transmiteți către fiecare cetățean din localitatea unde locuiți. Guvernul pe care îl conduc este un guvern care este partener al oricărui primar sau președinte de Consiliul Județean care sigur își dorește dezvoltare. Noi suntem pregătiți să susținem programe de dezvoltare fie prin finanțări guvernamentale, fie prin finanțări europene. Și puteți să le spuneți clar locuitorilor, dacă vor cu adevărat un primar care să aibă un program de dezvoltare și căreia să nu-i se pună bețe în roate, așa cum a pus guvernele PSD, primarilor PNL până acum, și care să fie un partener, să găsească un partener în Guvernul României și care să poată să identifice resurse pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală, aceia sunt candidații Partidului Național Liberal.
spor la treabă pe ultima sută, mobilizare și să îmi dați pe 27 septembrie seara vestea cea bună că Revoluția Liberală a reușit și în Neamț. În rest, evident, Leonarda Chiriloae, Mugur Cosmanciuc, candidat la președinția Consiliului Județean și toți ceilalți candidați pe care îi avem, sunt oameni de încredere, oameni pentru care garantez și oameni care vor schimba la față în bine comunitățile locale. Doamne ajută! Da, vă mulțumim frumos, domnule prim-ministru, știu că programul este foarte încărcat, deci vom merge la Ghiarăiești, dar, dragi prieteni liberali din Roman, din Roman Metropolitan, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru deschidere, pentru faptul că ați fost prezenți și duceți de aici încolo, în săptămâna care urmează, mesajul nostru. Neamțul, Romanul, Moldova se îndreaptă prin PNL către modernizare, europenizare și dezvoltare. Așa să ne aduce Dumnezeu, sănătate tuturor, uniți, vom câștiga PNL, victorie! Doamne ajută!